Mici la stat, dar mari la fapte, mărunți, dar puternici și foarte rezistenți, blânzi și puțin pretențioși, capabili să reziste celor mai geroase ierni, ori în zonele cele mai aspre, cu puțină hrană, adevărați supraviețuitori în condiții extreme, huțulii, micuții cai, care au uimit armata austriacă, sunt o adevărată comoară genetică păstrată cu sfințenie în munții Bucovinei, la Herghelia Lucina. Acolo au venit să descopere originile acestui cal fenomen zeci de străini din 6 țări, membri Federației Internaționale de Creștere a Cailor de Rasă Huțulă. Astfel, timp de 3 zile, Herghelia Lucina, gestionată de Direcția Silvică Suceava, a fost gazda ședințelor tehnice privind conservarea acestui fond genetic important, în acest timp fiind organizate diverse acțiuni, precum cele de vizitare a Hergheliei, demonstrații hipice și observare câmpenească alături de cei considerați a fi creatorii rasei Huțule. Sâmbătă dimineață, invitații din 6 țări, Austria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Germania, au beneficiat de un tur al Hergheliei Lucina alături de reprezentanții conducerii Ministerului Mediului și Pădurilor, a Regiei Naționale a Pădurilor și a Direcției Silvice Suceava. Istoria Hergheliei Lucina și creșterea cailor huțule este strâns legată de prezența armatei austriece în Bucovina, aflată sub ocupație. Povestea înființării ei a fost spusă pe scurt de șeful Hergheliei Lucina, Mihaela Sarafeșcu, care a fost apreciată de toți oaspeții pentru implicarea și dăruirea ei, fiind considerată de către directorul Direcției Silvice Suceava, Sorin Ciobanu, drept sufletul a tot ceea ce vedeți aici. Unul dintre cele mai frumoase momente ale vizitei Hergheliei a fost, fără îndoială, plimbarea prin mijlocul sutelor de cai liberi pe pășune, o imagine de vis în care grațioșii cai, iepe și mânji treceau la doar câțiva pași distanță de vizitatorii curioși. Blânzi lăsau oamenii să se apropie de ei fără a se speria, dar grijulii, iepele mame își chemau puii mai aproape pentru a-i ocroti la nevoie. Oaspeții veniți din 6 țări au avut ocazia să se bucure nu doar de frumusețea locurilor și a cailor, ci și de cea a tradițiilor din zona Hergheliei Lucina, precum și de bucatele bucovinene care au făcut să-și lingă degetele de bune ce sunt. Pentru cei prezenți, organizatorii manifestării au pregătit o serie de spații expoziționale în care tradițiile au prins viață chiar sub ochii lor.